Ne aflăm alături de Teodor Marcu și mama lui, Beatrice Știrbu. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în emisiunea noastră. Vă rugăm să nu uitați de microfon. Și o să-mi fac... Nu, el are la valieră dumneavoastră cu microfonul. Mulțumim de invitație. Cu toată dragostea. Voiam să-i fac o scurtă prezentare lui Teo. Este un copil care face parte dintr-o elită de 3% în lumea asta, are o memorie de neegalat, un IQ formidabil și poate face operațiuni de adunare sau de înmulțire folosindu-se de o tehnică pe care am înțeles că o cheamă soroban și pe care tu o practici de la 5 ani? Da. De la 5 ani. Când ai învățat să citești? Am învățat să citesc în română de la 4 ani. Da, în română. Și în franceză de la 5 ani. Și literele mici puteai să le citești de atunci? Și vorbești și franceză? Da. Vorbești și alte limbi străine? Mai vorbesc, dar doar că puțin. Doar puțin. Matematica e pentru tine un hobby sau pur și... Așa te-ai născut sau ți-ai cultivat pasiunea asta datorită părinților tăi? Ne-am cultivat-o. Cum e să fiți mama unui copil genial? Cred că e o provocare în fiecare zi. Și în plus, am observat de când era Teo foarte mic, că este foarte atras de anumite semne, de litere, de cifre. Îl numiți o mică enciclopedie. Da. O să spun că știa deja literele mari de la un an și 8 luni. Wow! A făcut el singur legătura între literele mari și literele mici și le-a învățat singur până la 2 ani și 2 luni. A început să citească la 3 ani, la 4 ani citea cursiv. Într-un fel e bine, Teo, dar într-un fel nu știu dacă ceilalți copii erau pregătiți să interacționeze cu un om ca tine. Cum te-au primit copiii de la grădiniță, de exemplu, în condițiile în care tu citeai și scrieai ca nimeni altul? S-au jucat cu tine? Au fost și unele momente un pic mai delicate, pentru că Teo la ultima clasă de grădiniță, la grupa mare, a fost un pic marginalizat și a suferit, pentru că el atunci citea despre compozitor și le povestea. Și vorbea așa un pic mai elevat, mai greu de înțeles de către unii copii. Și atunci a fost puțin... Dacă îi vorbești unui copil de 5-6 ani despre Mozart, se uită puțin la tine, adică poftiți. Da. Dar am depășit acel moment. Teo este un copil foarte sociabil și iubește să se joace cu alți copii și atunci sunt lucruri uitate. Pasagere, bineînțeles. O să... Te lăsăm să-ți faci arta. Ai acolo... Ți-am pregătit tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Teo, să te rog să te ridici. Aș vrea să vă spun un lucru, doamnelor și domnilor. În momentul în care eu l-am văzut pe Teo performând, am avut senzația că știa numerele dinainte. Dacă cuvântul meu de onoare, iertați-mi cacofonia, contează în vreun fel, îl aveți. Tot ceea ce Teo vede acum, vede pentru prima oară și operațiile de adunare și înmulțire pe care le va efectua, le face din căpșorul lui în timp ce recită. Teo, ce urmează să facem? O să ne spui o poezie. Noi ți-am pregătit un tabel. Pe acest ecran o să-l ai, cu mai multe numere. Tu va trebui să le aduni și să ne dai rezultatul, corect? Perfect. Când ești gata, noi suntem pregătiți. Tu dacă ești pregătit, când tu ești pregătit și ai ridicat mânuța, poți să începi să reciți și noi îți arătăm și numerele. Când spui tu? Ești pregătit? Începem în 3, 2, 1. Teo, te rog. Și dacă ramur bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încerc să te apropii. Și dacă stele bat în lac adâncul iluminându-l, e ca durerea mea să-mi pacă înseninându-mi în gândul. Și dacă noi de se duc de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Cu penetul ca sidefull strălucești o porumbiță, cu căpșorul sub aripă, adormită sub o viță, și tăcerea e afară, luminează aer, stele,
mută-i noaptea, numai râul se frământă în pietricele. Incredibil. Noi încercăm să păstrăm puțină liniște. Nu că te ar avea nevoie neapărat de liniște, dar cred că e mai, mult mai ușor să se concentreze așa. Cred că în momentul ăsta am ajuns la înmulțire și mai avem una singură. Nici măcar nu știm unde suntem. Suntem la ultimul calcul, cred, la înmulțire. Corect. Ia să vedem. Bravo, Teo, felicitări. Îți mulțumim foarte mult. Eu acum o să mă apuc într-adevăr să văd dacă este corect cât ai adunat-o aici, pentru că am uitat să spun, eu sunt olimpic la matematică. Iată rezultatele. Ia să vedem. Primul, da? Gata, nu că am înțeles. Ia fii atent. Uite-te acolo. Deci la primul tu ai spus 3164 și ăsta este rezultatul. La cel de-al doilea, 3369 și ăsta este rezultatul. 5305, 5825, incredibil, 3204, 4964, 3267 și 8188. Incredibil, bravo! Teo, fii atent, ca să nu zică lumea că, vezi, Doamne, noi le-am aranjat, că s-am vorbit înainte, vreau să facem un exercițiu acum, spontan, pe loc, fii atent. De fapt, nu. Notează-ți tu. Vreau ca noi cei din platou, oameni pe care tu nu-i cunoști, nu ai mai auzit niciodată, să îți dea 8 numere. Încercăm cu, între... Nu, 6. 6 numere. Din cu câte, sute, da? Din câte cifre? Sute. Lucrăm cu sute. 3 cifre. Da. Să fie frumos. Da. E bine, mamă? 3, e da? Foarte. Perfect, ia. Mama îți dă primul număr. Să te încurc rău. Mama, primul număr din 3 cifre. 395. 395, scrie tu. 390. Teo. 834. 834. 834. Teo, zi. Cât? 123. 123. Maria. 732. 732. Teodora. Cât? 305. 315. 495. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Astea sunt. Ai scris? Mamă mică! 2794. Sper și că pentru că noi suntem foarte, adică eu sunt un matematician extraordinar, 300, cât am zis, 395 plus 834 plus 123 plus 732 plus 315 plus 495, răspunsul corect. Ori am greșit, ori nu e. Eu cred că eu am greșit. Sigur tu ai greșit. Hai să mai facem o dată. 395 plus 834. Tu, da, te rog, te rog, te rog. Ați înțeles vreodată care este tehnica de fapt? Adică cum poate face așa ceva? Prin metodă. El lucrează pe soroban în prima fază, exact. Pe abac, da. Iar în își proiectează. Aha. În minte sorobanul. Sorobanul. Și atunci face exercițiile în minte. Ca și când ar juca șah pe tavan. Cam așa ceva. Ca în gambitul reginei. Da. Incredibil. Celelalte lucruri pe care le face și care nu sunt pentru vârsta lui, credeți că le va duce pe toate mai departe sau se va axa numai pe partea asta de matematică? Deoare nu face numai matematică. Îi place foarte mult să citească, îi place să se joace mult, normal, da? Dar citit în primul rând, îi place să scrie, o să compună. Așa, mulțumesc. Să... Compune? Da. Lucrează, a făcut o piesă mititică anul trecut la pian. Acum lucrează la altă piesă. Scrie? Scrie. A
scris o poezie, l-am ajutat eu anul trecut cu rimele, scrie aventuri. Wow! Și dar, tot lucrurile astea în 24 de ore, în care se și joacă, și doarme, și mănâncă, se duce și la școală. Există o școală specială pentru a încuraja asemenea tipuri de inteligență? Am auzit că iar exista în București o școală, este puțin cam prohibitivă. Mm-hmm, înțeleg. Dar încercăm să facem față cu școala publică și cu activități suplimentare și cu susținere pe toate părțile. Sigur că da, sigur că da. Urso, până la urmă. Am calculat, am recalculat și răspunsul meu era 2894, ăsta mic azi 2784, dar pentru 100 și vorba aia, ce mai e 100 în ziua de azi? Se mai... de 2794, mie mi-a dat 2894, dar sincer, eu n-am încredere în telefon. Exact. Așa că, Teo, felicitări. Oricum ești foarte tare. Ia mai calculează odată. Să vedem dacă ți este același lucru mai în momentul ăsta. Mai sunt emoții și... Nu-i nicio problemă. 2894. Cât? 2894. 2894, poți să modifici tu. Ăsta era răspunsul corect, 2800. Deci punem aici un 8, pune tu 8 în loc de 7. E foarte bine. Bravo, Teo! Stimați telespectatori... Mulțumim foarte, foarte mult pentru amabilitatea ta. Teo, ești foarte tare. Bravo. Și pentru lecția pe care n-ai dat-o. Mulțumim, Beatrice, mulțumim, Teo. Și... pe curând. Pe curând, mulțumim din suflet. Eu urmează să urc într-o mașină, acum, dacă tot m-am apucat, alături de Sergiu Negoțiu Pilov, bun coleg și prieten, care m-a supus unui test de vedetă de mi-au mers fulgi.